După 4 ani de procese, amânări și tot felul de acuzații, magistrații au dat sentința finală în cazul Melania Renghea Gheorghe Barbu. Curtea de apel Craiova a stabilit ieri că polițista este vinovată și trebuie să plătească pentru fapta sa. Aceasta a fost condamnată la o pedeapsă mult mai mare decât cea dată inițial de tribunalul Olt. Polițista Melania Renghea a târât în acest scandal nume grele din poliție și justiție. Printre cei pe care i-a acuzat că ar fi violat-o s-a aflat și fostul șef al poliției Olt, comisarul șef Ion Voicu. Acesta, în urma scandalului, s-a pensionat. Gheorghe Barbu spune că Melania Renghea a primit ceea ce a meritat. Acesta speră ca până la urmă Renghea să spună și de ce a făcut tot acest scandal. Eu sunt mulțumit de măsura luată de Curtea de Apel Craiova. Consider că este o pedeapsă pe care și-o merită, dar totuși mai am o speranță la doamna Renghea, poate se gândește până sau de îndată, nu până va îi sfârși pedeapsa, să spună cine a pus-o la cale să facă acest gest, să-mi urmeze viața fără să am o vinovăție. Totuși, mă gândesc că ar trebui să se gândească foarte bine și să nu mai ascundă adevărul sau mobilul fapt în care a fost. Pe 26 decembrie 2012, polițista Melania Renghea a mers la domiciliul fostului ei șef, Gheorghe Barbu, în comuna Morunglav, unde l-a chemat în mașina ei. Acolo l-a înjunghiat cu un cuțit de bucătărie pe motiv că acesta ar fi încercat să o violeze. Pe numele polițistei a fost întocmit dosar penal pentru tentativă de omor. În noiembrie 2015, Tribunalul Olt a condamnat-o pe Melania Renghea la 3 ani de închisoare plus plata unor despăgubiri de 25.000 de lei către Gheorghe Barbu. Toate părțile implicate în dosar, adică polițista Melania Renghea, Gheorghe Barbu, dar și procurorul de caz, au făcut apel. Acesta s-a judecat la Curtea de Apel Craiova. Ieri magistrații au dat soluția finală. Aceștia au decis majorarea pedepsei pentru Melania Renghea de la 3 ani la 5 ani de închisoare cu executare plus plata despăgubirilor către comisarul Gheorghe Barbu. Melania Renghea este mama a 3 copii, dintre care 2 sunt mici. Aseară, după pronunțarea sentinței de judecată, ea a fost săltată de poliții și dusă în arestul penitenciarului de maximă siguranță din Craiova pentru ispășirea pedepsei.